Un nou model de facturi pentru gaze naturale și energie electrică din luna iulie. Compania E.ON Energie România introduce din această lună un nou model de factură care aduce o serie de îmbunătățiri menite să răspundă nevoilor de informare și de plată ale clienților. Noul format al facturii este mai prietenos și permite o vizualizare mai ușoară, mai rapidă și mai clară a informațiilor de pe factură și include elemente noi de interes pentru clienți. Comunicat E.ON. Codul de încasare, care trebuie menționat atunci când se achită factura și care înlocuiește codul de abonat, ce trebuia specificat până acum. Codul de încasare diferențiază un loc de consum de altul, în cazul consumatorilor cu mai multe puncte de consum și permite alocarea plății exact pe locul de consum pentru care clientul dorește să achite. Evidențierea totalului de plată cu cod de bare, introdus pentru eliminarea neplăcerilor generate de eventuale restanțe care pot duce la penalități. Unificarea conturilor bancare, ce oferă avantajul plății facturii de gaze naturale sau energie electrică într-un singur cont pentru fiecare dintre partenerii financiari ai companiei. Clienții E.ON de gaze naturale vor regăsi suplimentar pe factură intervalul lunar de autocitire și transmitere a indexului contorului de gaze naturale, precum și data expirării verificării reviziei periodice a instalației de utilizare. Alte informații de interes pentru clienți privind datele de contact ale centrului de servicii clienți, telefoane, adresă poștală, adresă de e-mail, numerele de telefon pentru situațiile de urgență, modalitățile de plată și conturile bancare pentru plata facturii se regăsesc pe versul facturii.